Bună seara, stimați telespectatori, sunt Miron Manega și vă invit la Cinemateca Sufletului Tău. O emisiune care își propune, așa cum vă spun de fiecare dată, restituirea prestigiului pe care l-au avut în așa zisa epocă de aur, filmele românești. Filmele de aur din epoca de aur. Partenerul meu în acest demers este reputatul regizor Constantin Baeni. Bine ați venit, domnule Baeni. Bine v-am găsit, bună seara, oameni buni. Regizor a făcut multe filme de-a lungul vieții, filme de ficțiune, Zidul, 1975, Buzduganul cu trei peceți, Vacanța tragică, Ancheta, Imposibila iubire, Acasă, Drumeț în calea lupilor și multe, multe filme documentare. De fapt, așa a și debutat în cinematografie. Era una dintre vedetele de la Sahia Film, după câte au ajuns la urechile mele. Nu chiar vedete, dintre mi s-a spus. Dintre tinerele speranțe. Erați o vedetă la vremea aia, că toată lumea vă aprecia. A făcut documentare ca Suflet din sufletul neamului meu, un film despre personalitatea lui Nicolae Bălcescu, Play Cupa Davis, Teatrul cel Mare, Campionii, După 20 de ani, Orșova. Asta a fost cam printre ultimele, în 1989. Astăzi vom vorbi însă despre aproape totul despre Grâu. Un documentar marca Constantin Baeni. Dar hai să vorbim puțin despre filmul documentar în general. Și pot mă vorbim despre Ancheta, despre vorbim un metraj. Despre Ancheta. Da, 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 bineînțeles. Dar începem cu aproape totul despre Grâu. Dar, cum spuneam, ar fi bine să vorbim, să împovestiți așa mai multe lucruri despre filmul documentar și despre, hai să zicem, propensiunea dumneavoastră specială pentru acest gen de creație cinematografică. Ei, sunt despre filmul documentar românesc dinainte de 89, s-au spus și sunt încă foarte, foarte multe lucruri de spus. O să le vină rândul să le spună cei care au făcut acest gen de film care a strălucit ani de zile atât în fața spectatorilor români cât și în afara țării, în mari competiții internaționale care existau atunci, specializate în film documentar. Eu am fost un privilegiat, ca să spun așa, am avut norocul de a nimeri în studio Sahia, în plină floare, ca să spun așa, a genului documentar în cinematografia română, când în Sahia realizau filme nume ilustre, creatori de film pe care le văzusem și aspiram să mă apropii de maestria lor, cum au fost Mirel Ilieșu, Titus Mesaro și Alexandru Boiangiu, Virgil Calotescu, Jean Petrovici, Slavomir Popovici, Ion Moscu, Done, Florica Holban, nume absolut deosebite pentru cinematografia română, toți cu filme remarcabile și toți cu filme care au cucerit distincții și premii importante în competițiile internaționale. Eu m-am dus la Sahia, cum am mai spus, și îmi place această formulă, de bună voie și nesilit de nimeni, în sensul că după absolvirea facultății am ales să mă duc, să fiu repartizat la Sahia, așa era atunci. După ce terminai facultatea IATC-ul, Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică Ion Luca Caragiale, din acele vremuri, eu am terminat în 69, locul de muncă ți era asigurat printr-o repartiție, actorilor li se acordau repartiții în diverse teatre din țară, erau anumite vizionări ale spectacolelor de la Cassandra, la care erau invitați directorii de teatre din țară, și exista o înțelegere oarecum, să spun așa, între acești directori de teatru
și absolvenți, fiecare exprimându-și ce nevoie aveau cei din teatre și cam către ce ar fi optat și până la urmă să crea o repartiție încât nimeni nu rămânea așa de capul lui actor pe străzi. Cu regizori era cam același lucru. Adică producția de regizori în general nu depășea posibilitățile de absorb. Bineînțeles. Deci, de asta era învățământul, și atât de mare. Învățământul artistic era raportat la capacitatea de producție artistică, ca să spun așa. Adică nu se fabricau pe bandă câte 50-60 de regizori la o producție de filme în care ei nu și-ar fi găsit locul, posibilitatea de a și lucra, nu de a face un film la nu știu câți ani sau de a nu face deloc și de a fi șomeri artistici cu diplomă, cum am putea spune cu tristețe că există astăzi. Până în 1970 sau 71, nu mai amintesc bine când a intervenit ieșirea regizorilor de film artistic pe contract, cei care făceau filme la Buftea, până și la Buftea, promoțiile anterioare ale institutului, ale facultății de regie, care s-au oprit la un moment dat prin anii 56 sau 57, pentru că nu se produceau atâtea filme, erau repartizați la Buftea ca regizori. Pormă, n-a mai existat repartiția pentru film artistic. Dacă nu optai pentru Studio Sahia sau pentru Anima Film sau pentru chiar pentru televiziune, în măsura în care existau locuri și acolo, mai puține decât erau mai puține televiziuni. Erau mai, da, nu exista doar TVR-ul, sigur că da. Și atunci îți încercai norocul și șansa debutului mai grabnic sau mai târzior la casele de producție care au apărut odată cu celebrul decret sau hotărâre de guvern 1081, atâta parcă era. 1980. Nu. A zis 1081. 1081, hotărârea de guvern. A, de hotărârea era, așa era cunoscută, pare mi se, dacă nu greșesc, prin care regizorii de film artistic au fost scoși pe contract. Eu am ales nu de spaima locului de muncă sau de lipsa de ocupație, ci pentru că Sahia, mi-am dat eu seama încă din ultimii 2 ani de facultate, când începusem să batem studiourile noi viitorii absolvenți, îmi oferea șansa să iau contactul mult mai grabnic cu viața, cu lumea, cu țara pe care și în care urma să o filmez și să îmi descoper viitoarele subiecte, pentru că tot așa, mă repet oarecum, eu nu cunoșteam țara în care trăiam, în care ca elev, ca pionier, ca licean, ca student, o cunoșteam în măsura în care călătorisem puțin, până vreo vacanță, pe la mare, pe la munte, așa, da, nu știam ce e aia România. Așa cum era, la nivelul la care era și la care se dezvolta pe vremea aceea. Și a fost un prilej extraordinar de contact cu lumea în care trăiam, cu lumea în care mă formasem, atât cât învățasem carte până în acel moment, și în care intram să mă dezvolt, să mă manifest, să mă exprim o întreagă viață următoare. Trebuia să o cunosc. Am început, cum cred că era bine să, că așa se începea atunci, cu ucenicia, chiar după facultate, adică nu luai o diplomă și gata, dădea țara cu milioanele de lei în tine și fă tu ce vrei. Adică și imediat după absolvire trebuia să ai o anumită ucenicie, nu era legiferat, dar era
o cutumă, ca să spun așa, de a face asistenție la un film, două, trei, de lung metraj, la unul, două, măcar, de scurt metraj. Cum e la medici, la chirurgi, mâna a doua. Sigur, sigur că da. Un secundariat, cel puțin, să fii secund. Păi, domnul Manega, să vezi tu cum e cu echipa de filmare, cum e cu deplasările, cum e cu cazările. Să vezi ce face regizorul, ce înseamnă, ce înseamnă un deviz, ce înseamnă o organizare de filmare, o zi cum de filmare. Cum să discuți cu actorul, cum să discuți cum cu actorii, cere actorului. Cum să cer colaboratorilor cu care vei lucra, scenografului, pictorului de costume, monterului, compozitorului. Adică lucruri care le învățai în facultate. Vreau să vă întreb ceva, actorul. Da. Când te simte că ești slab ca regizor, te sabotează? Nu. Că eu am observat la Cailu, pe perioada când mă duceam la călărie cu Adrian Pintea, și am observat Calu când te simte prost, nu te ascultă. Calu? Calu, da. Calu, ți-ar putea să te și arunce din șa, da, bineînțeles. Da. Nu mă ascultă, nu, trăgeam de hățuri într-o parte, nu, lor, nu, nu exista niciun fel de tendință sau gest de a te sabota ca regizor dacă nu știai pe ce lume te afli. Dar se simțea și să nu uităm că la un film regizorul e capul răutăților, toată lumea se uită la el și așteaptă de la el să îi se spună ce are de făcut sau să îi se ceară, să îi se propună, să se rezolve uneori și situații care nu țin de regie. Sau cel puțin așa de era. De context, da. Da. Pentru că este și un... E un manager, de fapt. Sigur, este și un manager. De altfel... Era, nu știu, acum cred că sunt... Atunci existau, cum să spun, un fel și... Era și... un fel de șef, de președinte al colectivului echipei, da, de filmare, care era un fel de instituție de la intrarea în producție până la predarea, da, copiei standard. Era lider. Sigur că da. Deci lucrurile astea, sigur că treceai și prin, și prin descrierea lor în facultate, dar trebuia să te ciocnești de ele, de oameni, de viitor colaborator cu care vorbeai pe viu de data asta, da, nu din... Hai să ne întoarcem la filmul fără actor și anume la Aproape totul despre Gru. Titlul ăsta îmi amintește de un cântec al lui Tudor Gheorghe, mai la deal de casa noastră crește o floricică albastră. No. Dați seama că le pune pe același rang de dimensiune. Cum se zice, că mai la deal de casa noastră crește o floricică albastră. Deci filmul este un încercare de poem despre seceriș. Eu fiind băiat de agricultor, cel de-al doilea tată care m-a crescut, de fapt, de foarte mic, și care a fost de meserie agricultor, de care am fost foarte legat și care a făcut agricultură ani și ani de zile în Balta Marea Brăilei, în insula Marea Brăilei. Eu mi-am făcut vacanțele deseori acolo și prin alte părți pe unde a lucrat el împreună cu mama. Era agronom sau era țăran? Era agronom, era tehnician agricol de cultură mare, cum se spune, de grâu, porumb, soia, da, de marile culturi. Și a rămas în mine spațiul ăsta extraordinar al câmpului, al lanului de grâu, al lanului de porumb, al acestei ocupații umane, se pare, și tot timpul am avut dorința nu de a face neapărat un film despre agricultură, ci de a prinde într-un film un detaliu, măreția grâului, spuneam eu, frumusețea zilelor secerișului și poezia acestor zile. Și am prins un moment potrivit într-un an din studio Osahia, când am propus, pentru că erau cu planurile tematice, atunci se știe, planurile de producție, și am propus
pus privitoare cum cu neîncredere, pentru că subiecte despre campaniile agricole, despre seceriș, despre arat, despre semănat, despre, erau foarte des practicate în jurnalele de actualități, la televizor. Și nu, Dumnezeu, vreau să fac altceva decât o relatare, decât o ilustrare a... Decât o știre. Decât o știre, cum s-ar spune astăzi mai dezvoltată. Eu să fac o poezie despre asta. Sau un eseu. Și, da, sau un ce eseu. A fost mai între ceva și între poezie și eseu. Fascinant pentru mine a fost că în fiecare vacanță vedeam că în zilele de seceriș se constituiau niște tabere în care secerătorii, ca să le spunem așa, cei care lucrau pe combine, se instalau în câmp, în corturi, și era un fel de tabără militară. Împotriva, cu ghilimelele de rigoare, grâului, se declanșa o adevărată luptă pe spații uriașe, sub soarele verii. E greu de spus în cuvinte. Nu divulgați mai departe. Domnule Vaieni, hai să ne întoarcem la filmul de ficțiune. De pildă, la lungmetraj. La lungmetraj, așa. La Ancheta, 1980. Filmul a pornit tot de la un caz real. Putea să-l abordați ca pe un documentar, ca pe o anchetă documentară, dar dumneavoastră ați făcut un film de ficțiune. Cum s-au derulat lucrurile? Ancheta este un film de lungmetraj de ficțiune, dar cu foarte multe elemente care țin de, și de genul documentar, dar mai degrabă de document, de adevărul faptului petrecut în viață. Deci filmul a fost inspirat de un mare accident, de o tragedie petrecută cu niște ani în urmă, raportându-ne la anul de producție, la 1980, de un accident petrecut la începutul anilor 70 la Galați, unde a explodat în timpul probelor un mare cauper, cauperul fiind un mare cazan de preîncălzire de la unul din fornale. În timpul probelor de dare în folosință și accidentul, în urma căruia au fost și victime și oameni care au murit, militari. Un accident foarte, foarte ciudat, ale cărui cauze au fost foarte greu găsite. Și vedeți, accidentele astea parcă din totdeauna produc și niște erori de interpretare umană și uneori chiar nedreptăți din partea celor care, vrând să scape de răspundere, vrând să scape caută mai vinovat. Repede, se caută cu orice preț vinovatul. Și atunci procuratura, vedeți, procuratura asta atât de necesară și de normală ca existență în viața unei societăți, a avut din totdeauna și deviații de comportament, de paie, indiferent da. de orânduire, indiferent de sistem politico-social, și atunci procuratura, ca și astăzi, a ținut cu orice preț să țintească niște vinovați. În cine să tragă, în primul rând? În inginerii, proiectantul și constructorul acelei instalații uriașe și, bineînțeles, din start, dă-i cu arestările. Dă-i cu arătatul cu degetul și cu această siguranță a învinovățirii cu orice preț a cuiva și cu, din păcate, ignorarea până la un punct. Ar trebui să nu existe această ignorare a prezumției de nevinovăție și a cercetării până la ultimul amănunt și până la ultima dovadă
pentru ca să acuzi un om și pentru ca să lipsești de libertate un om. Cine era interpretat? Ce distribuție ați avut? Deci o distribuție absolut remarcabilă. Mircea Albulescu în rolul principal. Ce vreau să vă spun. Atunci, pentru că așa erau vremurile, în paralel cu ancheta declanșată de procuratură, se făceau și anchete de partid. Era Partidul Comunist Român la putere și fiind un eveniment atât de grav și de mare, cu mulți morți, cu pagube uriașe, pentru că cine va revedea sau va vedea filmul va realiza ce dimensiune a avut acea tragedie, era și un eveniment care se raporta până la cel mai înalt nivel. Da. Adică până deci la Albulescu era cel care făcea încheta. Deci Albulescu, jucând rolul unui înalt demnitar de partid, este însărcinat ca în paralel, fără să aibă atribuții... Adică în paralel cu ancheta judecătorească A procuraturii, să facă o cercetare din punct de vedere al altor cauze, ca să spun deci, așa, care a dus Mircea Albulescu. Cine era procurorul? Procurorul, într-un rol cu totul excepțional, este Remus Mărgineanu, actorul de la Craiova, cu care am colaborat și în alte filme, un alt actor remarcabil, cu totul special, în rolurile inginerilor proiectant și executant este George Motoi, regretat George Motoi proiectantul și Pino Caramitru, Ion Caramitru în rolul celui care a executat sub ansamblele la ozilele 23 august, rolul lui Caramitru fiind cel care în viața de toate zilele a fost fratele regizorului Andrei Blaier, inginerul de mare profesionalism și calitate, Paul Blaier, cel care avea să devină la un moment dat inginerul șef al uzinilor 23 august, pormă director adjunct și pormă chiar director general niște ani. Stai că n-am înțeles, Pino Caramitru era în viața de toate zilele și cel care executase o mare parte ale subansamblelor. Deci tot ne referim tot la film. Da. La uzinile 23 august fusese Paul Blaier. Soția inginerului proiectant al lui George Motoi în film este mare actriță Silvia Popovici. În film mai apar actori de calitate deosebită, cum a fost Ion Săsăran, tot de la Baia Mare, cred că era atunci, Gheorghe Șimonca, celul de la Protecția Muncii. Deci, oameni cu care mai colaborasem, cu care urma să mai colaborez, actori de primă mână și cu care m-am înțeles extraordinar, ne-am mutat aproape la Galați o bună perioadă de timp și sigur oamenii din combinat cu care am avut o colaborare absolut deosebită. De asemenea, apar în film în rolul la doi profesori, cercetători, specialiști în materia furnalelor și a cazului respectiv, Gheorghe Cozorici și Ion Roxin, cei care până la urmă... Ion Roxin este unchiul lui Daniel Roxin. Unchiul lui Daniel Roxin, jurnalistului și realizatorului TV. Realizatorului TV, Daniel. Adevărul tulburător. Da. Da, știți, haideți mai bine să-i vedem în film. Sigur, ceea ce a fost foarte greu a fost urmărirea firului și descălcirea acestui caz cu totul și cu totul deosebit și mai ales intervenția procuraturii inclusiv la vizionările filmului, pentru că
filmul n-a convenit deloc. Da, da, da. Atunci, asta, trebuia să culmea, asta a fost culmea, a treia anchetă. Nu, a nu fost celor, ancheta asupra regizorului. Asupra filmului, pentru că modul de a proceda al procuraturii de atunci a deranjat. Filmul deci a fost am avut trei anchete aici. Ancheta procuraturii, ancheta paralelă a conducerii de partid. De partid și pe ancheta asupra ancheta filmului, asupra care a fost o anchetă de în viață. N-a fost chiar o anchetă, a fost înregistrare a filmului la sala de proiecție de vizionare ca să studieze textul. Vezi, Doamne, da, poate mai îmi elimină niște lucruri, ceea ce nu s-a întâmplat până la urmă, pentru că n-am coborât steagul fără să mă fudulesc eu cu chestia asta, dar lucrurile așa se petrecuseră și așa au rămas în film. Ok, bine. Vă mulțumesc mult, mulțumesc că ați venit la emisiune. Haideți să vă vedem filmul. Stimați telespectatori, vizionare plăcută. Vizionare pentru, plăcută, dragii mei. Aproape totul despre grâu și ancheta. Vizionare plăcută.